Noi sau vechi, proiectele menite să asigure o viață mai bună locuitorilor din comuna Ghereiești stau și așteaptă cu mii să li se dea undă verde. Cea mai importantă problemă care se află în atenția edililor orașului este racordarea comunei la rețeaua de alimentare cu gaz metan. Dar socotelile de acasă nu se potrivesc cu cele din târg. Deși toți pașii au fost făcuți, legislația vine și ne dă cu stângul în dreptul. Noi am făcut studiul de fezabilitate. Am fost personal la ANRE, l-am depus în vederea avizării, că așa prevedea contractul, să fie avizat. Nenorocirea a fost că anul trecut, în luna iulie, a fost modificată legislația, după cum știți, legea 167, a modificat legea 123 din 2012 și în termen de 60 de zile, Ministerul Energiei trebuia să elaboreze niște norme de aplicare a acestei legi, care nici la ora actuală, suntem pe data de 6 februarie 2019, nu sunt elaborate încă. Și eu lucrul ăsta nu prea pot să-l înțeleg. Deci, la nivel central, eu știu că pentru un ban, v-am spus că am fost salariat poștal, am dat cu subsemnatul. Nu e posibil ca la nivel central să nu se poată mișca lucrurile sau să se miște atât de greu. Noi am discutat cu domnul director de la Cordon Gaz, dânsul a venit, a făcut măsurătorile necesare. E supărarea? Pe da, l-am convins până la urmă că suntem, și nici n-am fost la vremea aia de... După multe acord cu vânzarea. Trebuie să spun că lucrul ăsta s-a întâmplat după foarte, foarte multe discuții. Eu personal, de când sunt viceprimar din 2016, nu exagerez cu nimic, am fost de peste 50 de ori. Deci da, chiar am considerat o prioritate lucrul ăsta. Nu, în momentul de față consider că sunt făcuți pașii necesari, iar noi ca comunitate ne aflăm la următorul lucru. În momentul când s-a dat, ce spunea domnul primar, s-a dat ordonanța în 2018, în iulie, nu a fost ca necesitatea respectivă să se facă normativele de aplicare a ordonanței. Deci, noi aici suntem acum împotmoliți. Am fost cu domnul director. A venit cu specialist, a măsurat lungimea tuturor străzilor din comună, dâns și au stații de distribuire pe teritoriul comunei Săbăoani. Și a făcut calculele necesare, a constatat că duce cu succes, fără niciun fel de problemă, această stație, inclusiv comuna noastră. Și atunci a pus problema asta în adunarea acționarilor acolo, la dumnealor, și s-a luat decizia de a... Avem inclusiv un contract prin care dânșii s-au angajat să aducă pe cheltuiala dumnealor, la limita dintre comuna Săbăoani și comuna Ghereiești, magistrala, conducta respectivă. Eu am vorbit cu domnul consilier juridic pe care l-am angajat și i-am spus, tema principală pe care o aveți de rezolvat, studiați, să știți ca pe tatăl nostru toate prevederile legale, în momentul când s-a dat undă verde, să fiți în măsură, să întocmim imediat toți pașii, să facem toți pașii necesari, să nu mai pierdem timp. În așa fel încât, cât mai rapid posibil, să putem scoate la licitație și să trecem la implementarea acestui proiect. Mai sunt câțiva pași necesari care s-au făcut. Cel mai important lucru care este acum pentru comunitatea noastră, la nivelul de administrație al Cordon Gaz, s-a luat decizia din anul 2018 ca societatea Cordon Gaz să investească în comuna Ghereiești. Ăsta este motivul principal pentru care la noi în comună nu s-a mai făcut încă o stație, iar stația de la Săbăoani, dacă are capacitatea necesară să fie cu așa, va veni, exact, va veni magistrala pe Vasile Alexandrii, merge, deci prima dată să vă face un magistral, după aia, deci se preconizează că într-o perioadă de 5 ani, toată comuna Ghereiești, inclusiv satele Ghereiești, Noi și Tescani, vor fi racordați la gaz metan. Pentru toată comuna Ghereiești, valoarea aproximativă se ridică undeva la 35 de miliarde. Și cel mai important lucru pe care trebuie să-l știe lumea este că această investiție o va face Cordon Gazul. Deci banii care au trebuit puși din bugetul local pentru proiectul ăsta, noi deja i-am alocat. Este ridicări topografice făcute, studii de fezabilitate făcute, avizele necesare, toate sunt luate. Deci numai când noi, când eram în vârf, o dată ordonanța de urgență. Legea. Poate acum era apucată de gazul metan la noi la Ghereiești.